Cum ați văzut, mi-am făcut cafea, nu acasă, la frigerie, trecut un pic de 5 jumate. Am venit să-mi iau un scaun, care l-am cumpărat nou. Bineînțeles că am să încerc să iau niște cadre de aproape. Este cam incomod de transportat într-un smart, fiind de dimensiune cam mari. Beau cafea, merg la o baltă privată, e o păstrăvărie. Principiu, e voie să dai cu un băț, 17 euro, ai voie să iei 3 păstrăvi sau 2 crab, dacă prinzi ceva crab. Am să încerc în principiu dimineața la crab. Dacă văd că nu intră nimic, mai mult de ora 2 nu stau, până în 2 dacă prind 2-3 păstrăvi, că 3 ai voie să iei maxim. Să arăt și cafeaua de când fac intro. Au! Acesta este scaunul. Are o lungime de transport cam mare, 95 cm. Sper să pot să-l pun după scaunul meu de la Smart, să-mi încap acolo. Dacă o să încap, o să-l vedeți și pe baltă. E ok că se mută spătar, adică îl poți lăsa pe spate din mânere. Nu trebuie să mai umbli la roticele. Și în afară de asta e cu țevi rotunde și pot să pun orice adaptor care mă ajută la un feeder, la alte bețe. Nici n-am ajuns bine și am luat primul peștișor. E 7, sunt primul pe baltă, de fapt e 7 fără 10, la un soft pelet de usturoi, cu gust de usturoi. Pescuiesc la un feeder. Să vedem ce ne mai aduce ziua. E minunat aici. Am ajuns printre primii, de fapt sunt cred că primul. Peste digul respectiv mai e o baltă, iar în fața mea o altă baltă. Normal, domnul de aici aduce păstrăvi pentru a fi pescuiți. Cum ați văzut, am luat deja o roșioară frumoasă. Deocamdată am să stau aici să vedem ce se mai întâmplă. Așa arată locul meu. Am un feeder de 3 metri cu mâlnetă de 5000, un fir de 0,23 monofilament. Scaunul e bestial, dar v-am zis, e un pic cam greu de băgat într-un smart, e înalt. Au mai apărut ceva băieți pe baltă. Îmi nădez deja. Am băgat un porumb acum pe cărlig direct, o boabă de porumb din conservă. Superb, e frumos. Sper să scot un crab, dacă nu reușesc într-o oră să scot un crab, am să bag o momeală de păstrăv. Am să încerc să prind și un păstrăv, 2-3. Am voie la 3 păstrăvi. Am să pun ceva pastă. Tot așa cu gust de usturoi. Dacă intră, intră, dacă nu, nu. Dar sperăm să luăm măcar unul. Am metoda mea. Fac așa ca un vierme, ca o omidă. Din când în când mai recuperez. Momentan am pus doar un plumb de 10 grame.
tot pe anti-tangle, doar 40 de centimetri, că cred. Vedem ce o să iasă. Încerc să fac un pescuit ușor activ la păstrăv. Recuperez încet. Plumbul e de 8 grame. E pus pe anti-tangle, probabil deranjează un pic, dar încerc. Dacă nu, mai schimb. Am pus un spirolino de 12 grame care se duce pe fund, deci e greu, nu este plutitor. Recuperez încet. Încerc metoda prin recuperare. Am să mai lăs și pe fund. Probabil am să fac un forfac mai lung, de cel puțin un metru. 40 de centimetri mi se pare prea aproape de greutate, de spirolino, și cred că îi sperie. Cred că am dat de unul. Sper, după cum se duce firul, cred că l-am luat. Da, se zbate, sare. Ups. Frumos. Au. Sper să nu-l pierd. E soare în ochi. Ups, l-am luat. Da. Super frumos. Sper să se vadă. Da, e un lac comercial, ar fi fost și cazul să iau ceva. Îl sacrificăm cum se cuvine, exact ca la carte, cum se face aici. Îl punem la rece și sperăm să mai luăm 2, pentru că avem dreptul la 3 păstrăvi. Deci a funcționat și pe 40 de centimetri. Asta e minunea, așa o fac, gen omidă. Mai încercăm încă 2. A intrat și cel de-al doilea, sper să-l aduc la mal. Dacă mai intră unul, fericit, dacă nu, e suficient 2. Oh, are mușchi. Are mușchi. A
a renunțat și luat. Super! Un alt păstrăvăr frumos în limita legală. S-ar părea că peștii sunt între ape. Am ratat deja 3. Am schimbat pasta pe verde amestecat cu negru. Am avut 3 ratări. Cârligul fiind un pic poate prea mic, acum am pus un cârlig ceva mai mare. Normal am scurtat șefor, fac un pic cu 10 cm, că n-am vrut să mai fac altul. Am dat cârligul vechi jos și am pus altul. Nu, e buriană tot asta. Dar nu mă descurajez. Sper să le iau și pe al treilea, că atât am voie. Este și a treia, Doamne ajută să o aducem la mal. Și cu asta partida se încheie, dacă o aduc. Super frumos. Repede, dar cu reușite. Frumos. Acesta este cel de-al treilea, chiar mai frumos decât ceilalți. Negru-verde a funcționat. Deci pasta amestecată a creat așa un gen albină. Super! Îți mulțumit! A meritat ieșirea!
acest pește îmi iau la revedere de la dumneavoastră și vă urez fire întinse, dragi pescari și pescărițe. Ciao, ciao, ne vedem la un alt episod. Dați un like, un abo pentru cei care nu s-au abonat și ne vom vedea curând. Ciao!